Salut, pescari! Iată că am ajuns la finalul anului 2018 și am zis să fac un top 5 al celor mai bune nuci care eu pescuiesc sau în care am cea mai mare încredere în momentul în care merg la pescuit de șal sau ștucă, acestea fiind preponderent speciile unde eu merg la pescuit. Așa că l-am alături pe Fulger Trăznet, Paratrăznet, îl cunoașteți, cel care cățelul nostru din casă, de fiecare dată când filmez, vine alături de mine și își bagă nasul să se uite și el, să mai afle câte ceva. Vă invit și pe voi să vedeți cam care ar fi, din punctul meu de vedere, cele mai bune năluci cu care încep la pescuit. Asta nu înseamnă că, clar, dacă nu le am pe acestea, vai de capul meu ce se întâmplă, sau asta nu înseamnă că anul viitor, în 2019, nu o să încerc și alte năluci, bineînțeles. Dar de ce nu să vă arăt în care am cea mai mare încredere? Așa că o să încep prima oară cu o gumă din material siliconic produsă de Storm. E vorba de Soran Super Ushad. O nălucă extrem de versatilă, se poate pescui cu ea în diferite stiluri. Bineînțeles că sunt și diferite dimensiuni. Precum vedeți, eu le-am făcut și câteva artificii, la unele dintre ele am tăiat coada. Da? Mi s-a părut mie că pe apă mai adâncă vibrează prea mult decât e nevoie și atunci le-am mai făcut un artificiu. În orice caz, sunt niște năluci cu care eu pescuiesc în mod frecvent. Se pot pescui cu ele jigging standard, de asemenea se pot pescui cu ele offset, având și o fantă pe mijloc. S-au dovedit unele dintre nălucile foarte bune produse de Storm în decursul anilor trecuți. Soran Super Ushad, pe locul 5 din punct de vedere al opțiunii mele, ca și recomandare, o nălucă foarte bună pentru pescuitul la șalu sau la ștuc. Pe locul 4, o lingură, nălucă nouă, de altfel, nouă pentru mine, de altfel este foarte veche, am descoperit-o în 2017 cu ajutorul lui Cristian Dragută. E vorba de lingura de la Blue Fox Lucius, 25-28 de grame, sau varianta mai mare. Sunt niște linguri extrem de bine gândite, forma lor e diferită față de tot ceea ce am văzut pe piață până acest moment. Și vă recomand să pescuiți cu ea fie în apă mică, am prins niște ștuci sau foarte multe ștuci cu ea, sau în apă adâncă, să o lăsați, recuperați și cade ușor. O nălucă extrem de bună de pescuit la ștucă cu ea. Poate una dintre cele mai versatile năluci, se pretează la multe specii de pescuit, la multispecii. O pot recomanda cu cea mai mare încredere la șalău, ștucă, avat, e o nălucă extrem de bună. Asta e una de la mine din Tulsa, mi s-a rupt și ancora de pe spate, am prins cu ea multiple specii, inclusiv bibani la dimensiunile mai mici. Deci vorbind de ripping rap de la Rapala, extrem de agresivă, foarte multe bile de tungsten, extrem de prezent. Și o nălucă multispecii pe locul 3. Pe locul 2, cred că deja celebru Storm Wild Eye Swing Shad, o nălucă cu care am început eu pescuitul în 2005, și totuși continuă în fiecare an și a câștigat reputația și încrederea mea în decursul anilor. Dar vreau să vă spun că, așa cum vedeți și aici, am diferite culori, totdeauna încerc multiple opțiuni, să zic așa, ca și culori. O nălucă grea, 24 de grame, dar se poate pescui cu ea și în apă mică, și în apă adâncă, și la șalău, și la ștucă, inclusiv și la somn. Vă recomand, am prins cu ea și inclusiv biban foarte frumos. Vă recomand cu cea mai mare încredere pe locul 2, Storm Wild Eye Swing Shad, iar câștigătorul din punctul meu de vedere, locul 1 ca recomandare, este vorba de Rapala DTFAT, o nălucă foarte bună pescuitului la ștucă, de altfel pescuitul la ștucă în apa mică. Eu am făcut cunoștință cu ea printr-o recomandare pentru pescuitul la somn, sincer eu nu am pescuit cu ea la somn, adevărat că ies și destul de puțin la pescuitul la somn, dar este extrem de performantă, mai ales în zonele cu apă mică, nu spune foarte multe, doar dacă o trageți prin apă, provoacă atacul ștucii instantaneu. Ce am făcut eu mai mult decât atât? I-am schimbat ancora de pe burtă, i-am pus o ancoră mai mică,
pentru că ancura cu care vine mi-a agățat de barbetă, iar pe partea din spate vă recomand să înlocuiți cu VMC Barbarian, una dintre cele mai bune ancore produse de VMC. Deci locul 1, dragii mei, rapala DTF ridicată pe scuturile la știucă, în apă mică, nu mai mult de un metru, cel puțin acolo am pescuit eu cu ea și e în lucru care mi-a adus locul 2 la Cupa Mondială de știucă ținută în România, mult spus Cupa Mondială, dar totuși o competiție extrem de performantă și o competiție extrem de puternică din România. Așa că cam astea sunt top 5 năluci pe care vi le recomand. Încercați-le și voi anul viitor și sunt convins, așa cum primesc o grămadă de mesaje de la voi, fie pe YouTube, pe canalul meu sau pe Facebook, o să vă aducă și vouă rezultate bune și vă doresc un nou an să aveți mai multe capturi, să eliberați din ce în ce mai multe capturi mari cu ajutorul informațiilor pe care primiți de la mine și bineînțeles și cu răbdare pe care aveți de voi. Numai bine vă doresc un an nou fericit! We know they're out there, and we know we need to find them. We target them for different reasons, but when the line tightens, we all feel the same. We feel alive. The water moves around us, and the world feels far away. We are here. We are fishing. It is a search, not just for fish, but for all things most important. For family and friends. For tradition and tranquility. For conservation and competition. All of us find what we are looking for. Yet we continue searching. We cast, and as the lure soars, our hopes soar with it. This will be the one. They tell us insanity is doing the same thing over and expecting different results. But we are not insane. The fish are still out there, and we are fishermen. We have been since we were young, and will be until we can do no more. And then, when the ice begins to freeze within us, we will make time.